Nu toți președinții de partid se înghesuie să candideze la primăria municipiului Târgoviște. Unul dintre cei care susțin că nu îi interesează funcția de primar este Mihai Volintiru. Respectând cutumele partidelor politice, nu doar PNL, ci pe de-a întregul lor, ce spun eu, președintele e ăla care trebuie să candideze indiferent unde. Sincer, nu-mi doresc acest lucru, departe de mine gândul. Și sunt în PNL 2-3 care, colegi de-ai mei care fără doar și putea și-ar candida, zic eu, la cererea organizației, ar candida fără probleme la Târgoviște și cu rezultat. În plus, Volintiru spune că nu este nicio grabă în ceea ce privește primăria municipiului Târgoviște, deoarece înainte vor fi organizate alegerile prezidențiale, iar toată atenția partidelor politice este îndreptată către acestea. Alegerile anticipate pentru funcția de primar vor fi stabilite de către guvern, cel mai probabil în 2015. Vis-a-vis de Târgoviște, prematur, nu e nicio grabă. E adevărat că PSD-ul și-a anunțat candidatul. Radu Popa este preferatul lui Țuțuianu de tura asta. Este evident și e fără dubiu și sunt convins că aveți un pic mai multe informații decât mine, dar suficient cât să știm că vorbim despre același lucru. Dar e prematur, deci nu se fac alegeri la Târgoviște în 2014. De asemenea, liderul PNL Dâmbovița a afirmat că și dacă va fi solicitat de către membrii de partid pentru a candida pentru funcția de primar, personal va avea grijă ca discuțiile să nu ajungă în această direcție. E un subiect de discuție, dar nu voi lăsa discuția să se ducă în direcția asta. La primăria Târgoviște vă garantez că eu nu voi candida.